Salut! Astăzi o să facem un test mai neortodox, neprofesional, să zicem așa, dar știu că toată lumea uneori ascultă cum sună un monitor, de exemplu, pe YouTube. Ok, o să testăm următoarele monitoare de studio. O să ne uităm la Eve SC305, Genelec 8340, 8331, Adam Audio A77X și Presonus S6 Sceptre. O să începem cu un ping noise, o să pun și timestamp-uri ca să puteți sări unde vreți voi. O să înregistrez tot ce se întâmplă în spatele meu cu acest microfon de măsurat. Este un DBX. Este un mic, să zic, undeva în zona de semi-profi. Nu este cel mai scump mic, dar nu este nici ăla mediu ieftin. Să vedem, totuși, cam care ar fi diferențele, pentru că ceva diferență tot se aude și poate unii n-au șansa să ajungă în locuri unde să testeze monitoarele respective și atunci m-am gândit să fac un video în care, cel puțin ce am eu în spate, să vă arăt cam unde stă și cum sună. Hai să vedem testul. Hai să auzim testul mai bine.